Chișinăul nu a fost informat oficial despre sosirea în Republica Moldova la 9 mai a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii ministrului adjunct Valeriu Chiveri cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Mohamedșin. Oficialul a menționat că ambasada va informa Ministerul de Externe de la Chișinău după ce va recepționa o confirmare a vizitei demnitarului rus din partea autorităților de la Moscova. Potrivit presei de la Tiraspol, Dmitri Rogozin va vizita regiunea transnistreană în data de 9 mai și va participa la parada de Ziua Victoriei. Până la sfârșitul anului viitor, 50 de companii moldovenești vor putea accesa granturi pentru consultanță cu privire la sporirea eficienței energetice. În acest scop, au fost alocați 750.000 de euro în cadrul unui program finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare. BERT finanțează până la 70% din serviciile de consultanță în domeniul eficienței energetice, dar nu oferă mai mult de 10.000 de euro. O campanie antisuicid în rândul minorilor a fost lansată la Chișinău de organizația neguvernamentală Centrul de Promovare a Valorii Vieții. Specialiștii oferă asistență psihologică gratuită și îndeamnă pe adolescenții care au nevoie de consiliere sau părinții care vor o îndrumare să apeleze fără ezitări. Specialiștii susțin că ne aflăm într-o perioadă anului depresivă pentru elevi. Încât se apropie examenele, tinerii pot deveni stresați și inhibați, ceea ce îi poate duce spre un gest necugetat. Pentru ca adolescenții și părinții să fie informați despre serviciile de asistență psihologică, organizatorii vor împărți pliante cu informație utilă timp de 3 zile în Scoarul Catedralei. Peste 15.000 de locuitori din 10 localități ale raioanelor Ungheni și Nisporeni vor beneficia de apă la robinet. Asta după ce Consiliul Raional Ungheni și Consiliul Județean Iași au semnat un acord de colaborare privind construcția unui apeduct. Lucrările vor începe în această vară. Autoritățile din Ungheni spun că prețul pentru un metru cub de apă ar putea ajunge până la 11 lei. De apă potabilă vor beneficia 7 sate din raionul Nisporeni și 3 din raionul Ungheni. România va fi prima țară care va ratifica acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute miercuri 7 mai la Chișinău de președintele Senatului României Călin Popescu-Tăriceanu, după întrevederea cu președintele Parlamentului Igor Corman. M-am angajat ca în numele Senatului România să fie prima care va ratifica acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ca un semn clar și lipsit de orice echivoc al sprijinului pe care noi îl acordăm parcursului european al Republicii Moldova. Oficialul român a declarat că țara noastră a accelerat în calea spre integrarea europeană. Urmează sigur în continuare ca demersurile către obținerea statutului de țară candidată să fie și ele la fel de consistente cum au fost eforturile de până acum. Republica Moldova merită felicitată pentru modul remarcabil, admirabil în care a făcut progrese în ultima perioadă. Speakerul Igor Corman la întrevederea cu senatorul român Călin Popescu-Tăriceanu a menționat că aceasta este prima vizită a oficialului român în această funcție. Și această vizită scoate în evidență dialogul foarte intens pe care îl avem în ultimul timp între Republica Moldova și România, inclusiv pe dimensiunea parlamentară. Avem o relație foarte strânsă cu ambele camere ale Parlamentului și cu Camera Deputaților și cu Senatul României. În cadrul discuției de astăzi, pe lângă toate subiectele care sunt legate de relațiile parlamentare, bineînțeles, în mod prioritar am discutat agenda europeană a Republicii Moldova. După ce la 28 aprilie cetățenii noștri au căpătat dreptul de a circula fără vize în spațiul european, acum o prioritate este semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, se va afla la Chișinău și joi, 8 mai. Oficialul român a avut întrevedere cu premierul Iurie Leancă, iar mâine se va întâlni cu președintele Nicolae Timofti. Rusia își întărește flota militară de la Marea Neagră. Autoritățile de la Kremlin urmând să aloce peste 86 de miliarde de ruble până în 2020 pentru a construi noi nave și submarine. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a spus că vor fi create anul acesta noi unități de apărare antiaeriană și de infanterie marină. Ministrul a anunțat că o navă de patrulare și două nave de debarcare s-au alăturat deja flotei ruse cu baza în Crimeea, peninsula ucraineană a cărei anexare de către Rusia în martie a fost denunțată de către occidentali.
Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a rămas fără încă un ales local în Consiliul Municipal Chișinău. Consilierul Elena Danu a părăsit formațiunea. Fosta socialistă spune într-un comunicat de presă că nu mai împărtășește ceea ce ea numește politica antistatală promovată de PSRM. La scurt timp după ce Danu a anunțat că părăsește formațiunea, liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat că alesul local a fost exclus, de fapt, din rândul membrilor de partid, pentru că Elena Danu a absentat de la ședința CMC, în care urma să fie votat un proiect privind celebrarea Zilei Victoriei în piața Marii Adunări Naționale. Oamenii de știință anunță că au descoperit un nou element chimic care va completa tabelul periodic, scrie descopere.ro. Este vorba de un nou element super greu care a fost numit unuseptium, pentru că are 117 protoni în nucleu. Elementele care au așa mulți protoni în nucleu nu apar în mod natural, pot fi create doar în laborator. Elementele super grele sunt cele care au peste 104 protoni. Cel mai greu element care apare în natură este uraniul, care are 92 de protoni. Întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei a reluat vânzarea biletelor la cursele de tren spre Federația Rusă pentru perioada de după 27 mai curent. Întreprinderea feroviară din Ucraina, Ukrzaliznitsa, a anunțat deja despre aprobarea graficului circulației trenurilor și reluarea vânzărilor prealabile de bilete la toate cursele care tranzitează Ucraina. Vânzările de bilete au fost deschise la cursele de tren Chișinău-Moscova și Chișinău-Sankt Petersburg. Precizăm că din cauza relațiilor ostile dintre Moscova și Ucraina, Kievul a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că va opri din 27 mai vânzarea biletelor pentru toate cursele feroviare spre Federația Rusă. Republica Moldova a ratat calificarea în finala Eurovision 2014. Astfel, reprezentanta țării noastre, Cristina Scarlat, nu s-a calificat în finala concursului muzical Eurovision Song Contest. În finală s-au calificat interpreții din Muntenegru, Ungaria, Rusia, Armenia, Azerbaidjan, San Marino, Ucraina, Suedia, Olanda și Islanda. Joi, 8 mai, are loc a doua semifinală a concursului. În cadrul acesteia evoluează și reprezentanții României. Moldova participă la Eurovision din anul 2005. Cea mai bună prestație a avut o formație Zdob și Zdub, fiind primii care au reprezentat țara și care s-au plasat atunci pe locul 6. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se arată indignat de faptul că nu a fost informat oficial despre sosirea vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Despre aceasta a discutat viceministrul de Externe Valeriu Chiveri cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhamedchin. Potrivit unui comunicat al instituției, viceministrul Valeriu Chiveri a atras atenția asupra faptului că până în prezent partea moldovenească nu a fost informată oficial despre vizita demnitarului rus și a solicitat respectarea uzanțelor diplomatice în toate aspectele ce țin de organizarea acestei vizite. Având în vedere sensibilitatea subiectului, precum și evoluția situației din regiunea transnistreană, viceministrul a solicitat părții ruse să trateze cu maximă responsabilitate organizarea unor asemenea vizite în Republica Moldova. Diplomatul rus a menționat că ambasada va informa ministerul despre detaliile referitoare la acest subiect după ce va recepționa o confirmare a vizitei din partea autorităților de la Moscova. Presa din regiunea transnistreană a scris zilele trecute că pe 9 mai Dmitri Rogozin va vizita regiunea și va participa la parada de Ziua Victoriei. Acesta a fost prezent pe data de 9 mai anul trecut la Chișinău, fapt ce a stârnit controverse mari. Autoritățile moldovene sunt îngrijorate de ultimele evenimente din Ucraina, dar și de modul în care posturile de televiziune rusești reflectă situația din țara vecină și din regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, în cadrul discuției cu Tara Lewiling, directoarea Consiliului Național pentru Securitate al Statelor Unite. Radio Europa Liberă anunță că, în timpul întrevederii care a avut loc la Casa Albă, oficialul moldovean a reiterat poziția Moldovei față de anexarea Crimeei de către Federația Rusă, pe care o califică drept o provocare majoră la adresa dreptului internațional, cooperării politice și arhitecturii securității în Europa. La începutul săptămânii, mai marii țării Nicolae Timofti, Igor Corman și Yuri Eleancă au cerut instituțiilor de forțe mai multă vigilență la frontiera de stat și măsuri sporite pentru asigurarea ordinii publice în țară. Ziua Europei va fi celebrată în acest an și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Aici va avea loc un concert care va reuni tinere talente și muzicieni profesioniști de pe ambele maluri ale Nistrului. Concertul se va desfășura joi, 8 mai, la ora 18. Publicul va avea parte de un spectacol susținut de vedete din Râbnița, Tighina, Tiraspol. Concertul dedicat Zilei Europei face parte din seria de 10 evenimente organizate pe parcursul unui an pe ambele maluri ale Nistrului, de Centrul de Colaborare și Parteneriat din Chișinău și Palatul Republicii din Tiraspol, cu asistența
programului UIEPNUD, susținerea măsurilor de promovare a încrederei. Gimnaziul din Saharna Nouă Rezina a primit în dar de la Fundația Draghișta din Chișinău, care editează enciclopedia localităților Republicii Moldova, 11 volume, unde este inclus raionul Rezina, dar și localitatea Saharna Nouă. Deci Saharna Nouă și Saharna sunt descrise în volumul 11. Eseurile despre localități descriu dezvoltarea în timp și spațiu a așezărilor din țară. Este un lucru enorm de mare. O spunem pe șleau, este un proiect unicat chiar și pentru spațiul sud-estic al Europei. Așa lucrare nu există în alte țări din jurul nostru. Deci numai să ne ajute Domnul ca să ducem până la bun final lucrarea pe care am început-o. Saharna Nouă este poate una din cele mai dragi și mai frumoase, dacă vorbim de așezări, localități din țară, din Republica Moldova. Una la mână. A doua la mână, noi avem un prieten în Chișinău care este prin excelență saharnean și el, compozitorul Saveli Cojocaru. Și a doua este bunul prieten al fundației din, de aici, de la dumneavoastră, din Rezina, publicistul Tudor Iașincu, care este și coautor la eseurile, la unele din eseuri din localitate, din enciclopedie. Eu am spus că satul Saharna este cel mai frumos și am spus-o sincer. N-am mințit, eu aș putea spune că satul meu e frumos, dar eu vă spun că Saharna e satul cel mai frumos. Aici este Nistru, aici sunt câmpii, aici sunt păduri. Să-și iubească satul. Să nu uite că pe acest meleag moldav, noi totuși suntem români. Și prin faptul că, iată, zilele acestea de grabă o să fie noul recensământ, i-aș îndemna ca să spună părinților lor, să le explice că noi totuși suntem români, moldoveni de pe acest meleag. În semn de mulțumire, elevii din gimnaziu au prezentat oaspeților un program. Printre invitați la gimnaziu a fost și compozitorul Saveliu Cojocaru, originar din Saharna Nouă. Eveniment extraordinar, un eveniment de suflet, fiindcă veneam și deja mă copleșau emoțiile, fiindcă este școala mea, școala unde am învățat, școala de unde am plecat în lume și chiar și acum, după ce evenimentul a avut loc, totuși sunt plin de emoții, bucuros de această întâlnire cu elevii, cu viitorul țării noastre, cu viitorul nostru. Întâlnire cu profesorii, din păcate, din toți cei care mi-au dat mie carte, au fost numai doi, dar așa este viața. În schimb, eu zic că unii este lume, unii este un cântec bun, acolo este sărbătoarea. Curioși și interesați de donația oferită, copiii spun că le vor fi de folos aceste enciclopedii. Da, desigur, cred că lucrările sunt foarte reușite, foarte interesante și, după cum s-au povestit, sunt multe teme care sunt făcute datorită acestor evenimente care le fac elevii care au o vârstă mai mare și cred că o să citesc. Trebuie să fie interesant, este despre faptul care îl facem noi și este tot despre noi. Desigur, acesta m-a impresionat și desigur o să spun cât mai mult pe forță, știți, spun despre scriitorii noștri anumiți și voi fi foarte bucuroasă să aflu ceva mai mult despre satul natal. Toate evenimentele care au fost scrise în ele. Evenimentul de astăzi a avut ca scop valorizarea activității Fundației Draghiștea, care scrie enciclopedie localității țării Moldovei și a venit împreună cu pământeanul nostru, cu domnul Saveliu Cojocaru, care este prieten și colaborator la această fundație și fiind că am vrut să fie o sărbătoare de suflet și să arătăm valorile neamului nostru, am pregătit și un mic concert ca să fie o sărbătoare într-adevăr plăcută sufletului și inimii. Enciclopedia localitățile Republicii Moldova este editată în 11 volume. Cele peste 1600 de localități din Moldova se vor regăsi în 15 volume în ordine alfabetică. Ina Komarovski, Vladislav Popov, de la Rezina pentru Elita TV.
Locuitorii satului Gradiște au marcat hramul localității prin sfințirea unui lăcaș în calitate de trapeză a bisericii. Cu străduința parohului bisericii Vasile Bazatin, a consătenilor cât și a unor personalități din localitate, edificiul a fost reparat și amenajat. În acest scop s-au cheltuit peste 50.000 lei. 12.000 de lei costă icoanele este. Crucea a fost luată de domnul Gheorghe Musteață, care m-a dus-o de la Ucraina, și geamurile au fost puse de noi toți, primăria au pus la aceste geamuri. Gheorghe Andreiți a pus din partea lui la construcție 13.000 de lei. Pentru sprijin și contribuție în activitatea bisericii din localitate, un șir de săteni au fost menționați cu medalii și ordine bisericești. Printre ei a fost și ministrul mediului Gheorghe Șalaru, băștinaș din satul Gradiște. Noi putem să spunem, suntem maestri, am reușit aici, alături de biserică, suntem maestri, puțin am reușit la cimitir, dar mai este. Mai este, fiindcă avem nevoie să avem și un drum bun, avem nevoie să avem și o iluminare stradală pe toate străzile noastre, să avem trotuar pe toate străzile noastre, că putem, să putem cu adevărat să ieșim, să mergem frumos. Mai este să devenim gospodari, toți. Mai este. Fericiți de acei ctitori care pot să fac fapte bune și pot să ajute Biserica lui Hristos. Fericit de acei preoți râvnitori care iubesc podoaba casei lui Dumnezeu. În fiecare an, către hramul localității, primăria comunii Gradiște sprijină unele proiecte de amenajare a satului. Comuna Gradiște este un sat de gospodari. Putem să vedem chiar după sărbătorile Sfântul Blajenilor, au rămas o curățenie bine videată în cimitir. Un cimitir foarte frumos. Cu ajutorul domnului ministru s-a instalat și monumentul a trei eroi, așa se vorbește la noi în sat, trei ostași români, care au decedat în timpul celor de-al doilea război mondial. În satul Gradiște locuiesc circa 3.000 de persoane. Biserica din localitate poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruințe. Serge Obadă, acum 4 ani, a suferit un accident rutier în urma căruia și-a fracturat coloana vertebrală și se află în scaunul cu rotile. Istoria lui a emoționat și primăria orașului Soroca, care a decis să organizeze un maraton. Consiliul Orășenesc Soroca, prin decizia sa, a alocat 10.000 de lei în susținerea acestui domn. Așteptăm agenții economici, persoanele fizice, locuitorii orașului Soroca, care o să participe și la concertul organizat de tinerii talentați din orașul Soroca, cât și la donarea surselor financiare pentru operația chirurgicală care trebuie să fie petrecută în Israel. Sorocenii nu s-au lăsat așteptați și au venit să împartă din puținul pe care l-au. Am venit ca să susținem pe Sergiu și să-i mânăm și noi o mână de ajutor pentru a se pune și el pe picioare, să facă bine, să dea domnul de la noi mai puțin și de la domnul de sus mai mult. Cu cât de puțin noi am dăruit domnul Sergiu și dorim sănătate, fii pe picioare. Personal vreau să contribui cu un ajutor material în susținerea acestui băiat și sper că se va pune pe picioare și se bucure de viața din care o să o aibă înainte. Din pensia care o primesc vreau să-l ajut cât de puțin. Vreau să sunt sănătășel. Gratii bătrâni și din partea noastră, dar aș dori tare mult, orice om, dacă ar avea inimă și ar avea suflet, m-ar găsi 10 lei și tot ar mult să ridica. Sorocenii sunt uniți. Cei care au venit să-l susțină pe Sergiu au putut urmări și un mic concert. Eleganțul astăzi o să danseze ceva nou. Sorocenii, o să fiți astăzi cu noi și o să dați și voi o parte din micuță, din inimă, pentru ca să ajutăm acest băiat frumos. Cu toate că la moment locuiește în raionul Râșcan, de Soroca pe Sergiu leagă faptul că a trăit aici și desigur rudele. Oamenii sunt foarte activi și le mulțumesc frumos că s-au adunat și vreau să împart din puținul călărare pentru mine. Pentru a se face bine și a merge din nou pe picioare, Sergiu are nevoie de circa 70.000 de dolari. Cu acești bani, el va suporta o intervenție chirurgicală în Israel. Cum plecă la investigație,
Da, pe la jumătate iunie să plec în Israel. Am cătat prin toată lumea clinici, dar cele mai bune în Israel am găsit. Sunt și în America, de acolo plecarea e obositoare. Tot ce își dorește acum este să se facă bine. Care e dorința cea mai mare acum la moment? Să-mi revin. Mai mult în mare. Pe urmă, da, cred în asta și în Dumnezeu și în mine. Vreau și trebuie să fie bine numai decât. Cei care doresc să-i realizeze visul acestui tânăr pot veni cu donații și în continuare în holul primăriei orașului Soroca, unde a fost montat un bol pentru colectare de bani. Cea mai mare localitate din raionul Cimișlia, satul Gura Galbene, și-a sărbătorit hramul, sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Locuitorii satului, dar și oaspeții localității s-au adunat în preajma casei de cultură. Aici, pe scenă, au evoluat colective artistice, iar copiii au avut parte de distracție cu topogane, trenuți și alte instalații. Această ocazie a zilei localității satului nostru, sau cum se mai spune, hramul satului, am avut un vast program care a început cu liturghia din Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe. Apoi, în Casa de Cultură, am asistat la un program cultural-artistic susținut de către tinerii sau tinerile talente din localitate, ale grădiniților de copii Lăstăraș și Guguță. De asemenea, am avut oaspeții, de asemenea, dansatorii titlu model dansuri populare de la Karabetovka Basarabeasca. Potrivit primarului, din cei peste 5.000 de locuitori ai satului, circa 1.000 sunt plecați peste hotare. Liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni, speră dumnealui, va contribui și la întoarcerea sătenilor la Baștină și creșterea investițiilor în domeniul social și economic al localității. Desigur că i-au îmbucurat pe foarte mulți consătenii mei, care în sfârșit vor putea ori de câte ori dori să revină la patrie, la sat, să-și vadă familia, să plece iarăși la muncă peste hotare, să investească bani în satul meu, în spațiul locativ, în educația copiilor, și asta este bine. Este o veste foarte bună pentru Gura Galbeneni. Am venit, vreau să stau în țară mai mult, nu-mi permite munca, că muncesc, mă simt foarte bine aici, aș vrea să stau, dar din păcate nu este de muncă și cu salariu ca să întreții o familie, să mai zic să mai pui o cărămidă și cărămidă să-ți faci o casă, nici într-un caz. Asta e părerea mea, sper că, nu, ar fi bine că tinerii să întoarcă în țară, mă bucur că acum chiar mulți tineri au venit la hramutul satului totuși. Nepoții de departe, în Chișinău, în Anglia învață nepoții, așa că așa e, mă bucur mult pentru ei și să-i doresc sănătate. În Franța. Mai mult pe Skype stați. Da, pe Skype, au fost la noi, au fost în vizită, așa că mă bucur mult pentru ei și pentru toți copiii îndeopște. Apogeul sărbătorii la Gura Galbenei a fost evaluarea la aer liber a interpreților Zinica și Zinaida Julia, Igor Cuciuc și umoristul Nicolae Hodine. Dragi prieteni, vă fericim cu această frumoasă sărbătoare, Sfântul Gheorghe. Vă doresc tuturor împliniri frumoase pe toate planurile profesionale, familiare. Vă bucur că iubiți cântecul popular și tot ce înseamnă tradiția noastră moldovenească. Vă închin de respect și de sănătate pentru aplauzele care ne dați și susținerea care ne dați și pe internet și la spectacole care ne vedeți la Sfântul Artiștii. Sărbătoarea satului Gura Galbenei s-a încheiat aproape de miezul nopții, cu dansuri și focuri de artificii. Lucrările de evacuare a pesticidelor solide stocate de pe întreg teritoriul raionului Soroca în depozitul din satul Căsăuți au durat 5 zile. În acest timp, angajații Ministerului Apărării au reambalat și paletat cele 35 de tone de pesticide. Am reambalat, am paletat, am încărcat deșeul de pesticide din raionul Soroca. Suntem siguri că am executat o misiune foarte importantă, atât pentru acest raion Soroca, cât și pentru întreaga țară.
Proiectul în întregime pentru Republica Moldova, care are scopul de a distruge 1.269 tone din 15 depozite centrale raionale, costă la 2,2 milioane euro. Iar pentru raionul Soroca, circa 50.000 de euro au fost alocați pentru evacuarea și distrugerea acestui stoc. La reambalarea pesticidelor din Cosăuți au fost folosite peste 400 de butoaie din plastic și butoaie metalice. Potrivit președintelui raionului Soroca, odată cu evacuarea pesticidelor, a fost soluționată una din cele mai strigente probleme ale raionului. A fost evacuată ultima mașină de pesticide solide, unde practic am scăpat de această bombă ecologică pe teritoriul nostru. Evenimentul de astăzi este unul foarte foarte în orașul nostru. Am reușit să scăpăm de o bombă ecologică și de aceea ne pare foarte bine că împreună cu colegii am putut să participăm la flashmob-ul de anul trecut. Scopul nostru principal a fost să promovăm ideea un mediu sănătos. Evident că s-a făcut un lucru foarte bun și evident că acest exemplu trebuie să-l urmeze și celelalte raioane. Evacuarea substanțelor nocive se desfășoară în cadrul etapei finale a proiectului NATO Parteneriat pentru Pace, privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice din Republica Moldova. Pesticidele vor fi exportate în Polonia, unde vor fi distruse prin ardere.